Tupeu fără margini al deputatului exclus din aur după ce și-a snopit în bătaie soția de față cu fiica în vârstă de 9 ani, Dumitru Focșa anunță că din poziția de parlamentar independent vrea să combată violența în familie. Xenia Croitoru este în direct cu toate informațiile. Xenia, bun găsit! Între timp a fost exclus din aur, îi se cere și demisia din parlament, slabe șanse însă să se întâmple acest lucru. Bun găsit tuturor! Într-adevăr, slabe șanse să se întâmple acest lucru, asta pentru că parlamentarul Aur, deși a fost, fostul parlamentar Aur, deși a fost exclus din formațiunea politică cu care a intrat în Parlament, este parlamentar independent acum, iar din mesajul postat pe pagina sa de Facebook reiese faptul că nu își va da demisia din Parlamentul României, rămâne independent și vrea să continue proiecte în Parlament din funcția de deputat și nu orice fel de proiecte, proiecte care să vină în sprijinul familiilor care suferă din cauza violenței domestice, așa cum este inclusiv familia domnului deputat, despre care spune acesta chiar în mesajul de pe pagina sa de Facebook, că i-a adus foarte mult rău violența în familie, violența domestică și mai mult de atât își recunoaște într-un fel vina în acest mesaj, spunând că a fost departe de familie și a dedicat foarte mult timp jobului, foarte mult timp carierei sale, profesiei sale și a stat mai mult plecat de acasă, mai mult în București decât alături de familia sa. Tocmai de aceea s-a ajuns la această situație și pare că regretă acest moment și dorește să ajute persoanele care se confruntă cu violența domestică prin proiecte, dar și prin dezbateri în Parlamentul României. Rămâne de văzut dacă parlamentarii îl vor ajuta în vreun fel, dat fiind faptul că nu mai are susținere parlamentară în acest moment din partea foștilor colegi de partid și este greu de crezut că celelalte formațiuni politice îl vor susține pe acesta. Vom vedea ce se va întâmpla și cum va reuși totuși să vină cu proiecte pentru combaterea violenței domestice, deși chiar dânsul este victima unei astfel de situații.